Bună ziua, stimați telespectatori! Numele meu este Neculae Bâldea și vom continua să parcurgem împreună cartea Dumnezeu te iubește, El are soluții pentru toate problemele tale. Am vorbit în trecuta noastră emisiune despre minunile Domnului Iisus Hristos și am încheiat emisiunea cu promisiunea că moartea nu are ultimul cuvânt. Evanghelia după Ioan, la capitolul 11, îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos, făcând o minune de-a dreptul extraordinară și cuvântul ne spune că Domnul Iisus Hristos este chemat în Betania și se întoarce acolo, în casa unor prieteni, pentru că este chemat de către Maria și Marta, pentru că fratele lor Lazar era foarte bolnav. Și așa cum scrie cuvântul în capitolul 11 din Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus Hristos ajunge în această casă, dar între timp Lazar murise. Și, desigur, suferința era mare și cuvântul ne spune că Maria și Marta au ieșit înaintea Domnului Iisus Hristos și îi spune Domnului Iisus Hristos așa, cu suferința în inimă, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele nostru. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Și observați răspunsul. Iisus a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sora sa, Maria, și i-a zis, a venit Învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la el, căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea, căci ziceau, se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat și a zis, unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis, iată cât îl iubea de mult. Și unii din ei au zis, el care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară. Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră la intrarea cărei era așezat o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, a zis, Doamne, miroase greu căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei cere și vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zicea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur ca să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară!
și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis, deslegați-l și legați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudei care veniseră la Maria când au văzut ce a făcut Iisus au crezut în el, dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Deci este foarte greu când se întâmplă asemenea cazuri, dar este bine să luăm exemplul Domnului Iisus Hristos, care, deși a auzit de boala și suferința lui Lazar, nu se neliniștește și parcă nici nu se grăbește să se ducă la casa prietenilor săi, pentru că el știa ce relație are el cu Tatăl și ceea ce poate să facă împreună cu Duhul Sfânt, și sunt absolut sigur că știa și ceea ce avea să se întâmple. Este foarte important să înțelegem că înaintea lui Dumnezeu, atunci când un copil al lui trece la cele veșnice, moartea este văzută ca un somn, ca o adormire, pentru că nici ucenicii nu înțelegeau lucrul acesta, dar au ocazia să vadă ce înseamnă lucrul acesta. Și desigur, am putea să înțelegem că moartea n-a fost ultimul lucru care s-a întâmplat în viața lui Lazar, pentru că la glasul Domnului Iisus Hristos, prin puterea lui Dumnezeu și cu ajutorul Duhului Sfânt, moartea este învinsă și ea n-a avut ultimul cuvânt. Este foarte important să înțelegem că de data aceasta lucrurile stau foarte clar. Domnul Iisus Hristos era ferm convins că Dumnezeu Tatăl, cu ajutorul Duhului Sfânt, poate să-l învieze pe Lazar, și el nici cel puțin nu se roagă și numai îi mulțumește Tatălui și demonstrează, de fapt, relația extraordinară care există între Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl, și arată, de fapt, ucenicilor și tuturor celor care erau adunați în această casă de suferință că ultimul cuvânt aparține întotdeauna lui Dumnezeu. Este foarte important să înțelegem că tocmai pentru acest lucru Domnul Iisus Hristos și ucenicii săi au început să devină din ce în ce mai neacceptați de lume, din ce în ce mai neacceptați de liderii religioși, și Domnul Iisus Hristos îi încurajează și le spune ucenicilor în Ioan capitolul 15: dacă vă urăște lumea, să știți că și pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi, dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis, adică pe Dumnezeu. Este foarte important să înțelegem lucrul acesta, că propovăduirea Evangheliei, propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, acceptarea lucrării lui Dumnezeu și a minunilor lui Dumnezeu în viețile oamenilor atrage de multe ori ură din partea mulțimilor și chiar și persecuții, care de multe ori sunt de neevitat, și desigur, de fapt, lucrul acesta ne dă nouă identitatea de copii ai lui Dumnezeu și de aparținători ai împărăției lui.
Este foarte important să înțelegem că în orice situație și oricât de mari și de grele ar fi încercările și chiar și persecuțiile, trebuie să rămânem atașați de Domnul Iisus Hristos, pentru că prin puterea lui Dumnezeu și cu ajutorul Duhului Sfânt noi suntem ajutați să trecem prin toate aceste încercări, pentru că de fapt ce vrea Domnul de la noi? Domnul vrea de la noi roade și noi nu putem să aducem roadă decât prin El și este absolut necesar ca noi să rămânem întotdeauna într-o comuniune cu Domnul Iisus Hristos, așa cum El spune în Ioan capitolul 15. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, El o taie și pe orice mlădiță care aduce rod, o curățește ca să aducă rod și mai mult. Deci este absolut necesar ca noi, dacă vrem să aducem rod în lumea aceasta, să rămânem întotdeauna în conexiune directă cu Domnul Iisus Hristos și rodirea noastră creștină va fi eficientă și vom rezista întotdeauna atunci când Dumnezeu lucrează la întreținerea și curățirea noastră. Și prin aceasta, dând dovadă de răbdare, noi primim răspuns la rugăciunile noastre și Dumnezeu este acela care știe când trebuie să răspundă și când trebuie să lucreze la curățirea noastră. Este foarte important să înțelegem că noi nu putem să ajungem la Dumnezeu decât prin Domnul Iisus Hristos. El ne învață lucrul acesta și este foarte important ceea ce El spune, pentru că este singurul care are curaj să facă afirmația pe care o găsim scrisă în Ioan capitolul 14, începând cu primul verset. Și El spune ucenicilor și prin aceasta spune tuturor celor care au statutul acesta de ucenici, copii ai Domnului, fii ai împărăției, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut, Filipe, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Este foarte important să înțelegem această afirmație. Iisus personal a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine.
Este foarte important să înțelegem, chiar dacă această afirmație a Domnului Iisus Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața, a adus multă ofensă din partea oamenilor, ea rămâne valabilă și ea trebuie crezută și trebuie aplicată, pentru că nu există altă cale. Noi nu avem liber la Dumnezeu Tatăl decât prin Domnul Iisus Hristos, prin credința în moartea și învierea Lui. Este foarte important să înțelegem că noi avem nevoie de această cale, avem nevoie de această intrare prin Domnul Iisus Hristos, pentru că prin Domnul Iisus Hristos noi accedem la împărăție și tot El este acela care ne dă nouă actul de identitate a apartenenței noastre la împărăția lui Dumnezeu. Și desigur, este foarte important să înțelegem lucrul acesta, pentru că Domnul Iisus Hristos este acela care ne spune că oamenii ne vor vedea prin dragostea pe care o manifestăm și identitatea noastră tocmai prin aceasta se realizează. Și aș vrea să fiți foarte atenți, Domnul Iisus spune în Ioan capitolul 13, vă dau o poruncă nouă. Deci aceasta este porunca pe care o dă Domnul Iisus Hristos. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Deci, actul nostru de identitate stă tocmai în iubirea pe care o manifestăm unii față de alții și toți împreună față de jertfa Domnului Iisus Hristos. Este foarte important să înțelegem lucrul acesta și noi trebuie să dăm dovadă că această poruncă o împlinim și iubim într-adevăr pe Domnul Iisus Hristos și ne iubim și unii pe alții. Desigur, Domnul Iisus Hristos a descoperit oamenilor și faptul că lucrarea Lui, așa cum am spus, de aproximativ 3 ani și jumătate, se va termina. Se va termina cu învierea Lui, se va termina cu înălțarea Lui la cer, dar Domnul Iisus Hristos le dă oamenilor o speranță nouă și aceasta este esențială în împărăție, este esențială în învățătura Domnului Iisus Hristos și anume Domnul Iisus Hristos se va întoarce. Este una dintre cele, este cea mai mare promisiune pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos. El vorbește lucrul acesta foarte clar în capitolul 24 și noi trăim acum și creștinii din totdeauna au trăit în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos. În Evanghelia după Matei, la acest capitol despre care am amintit, Matei 24, Domnul vorbește despre semnele sfârșitului, despre semnele revenirii sale și, desigur, în multe feluri aceste semne au fost interpretate și este foarte important să înțelegem că în acest capitol Domnul Iisus Hristos atrage atenția asupra faptului că numărul prorocilor mincinoși, a hristoșilor falși, a învățăturilor în contradicție cu ceea ce ne învață Domnul Iisus Hristos vor spori și trăim vremurile în care toate aceste lucruri se întâmplă și toate aceste lucruri s-au întâmplat în scurgerea vremurilor și se vor întâmpla până la revenirea Domnului Iisus Hristos. Tot în acest capitol
Domnul Iisus Hristos, capitolul 24 din Evanghelia după Matei, vorbește la versetul 18 că unul dintre cele mai mari semne ale sfârșitului va fi tocmai Evanghelia aceasta care se va propovădui până la marginile pământului. Și este foarte important să înțelegem că de data aceasta Domnul Iisus Hristos vorbește despre faptul că Evanghelia va fi propovăduită în zilele din urmă pentru ca multora să reservească spre mărturie. Deci este trist să constați că Evanghelia pe care poate ai auzit-o, pe care poate ai citit-o, îți va servi nu pentru mântuire, nu pentru viață veșnică în împărăție, ci pentru mărturie. Este foarte clar că noi trebuie să rămânem întotdeauna în învățătura Domnului Iisus Hristos și în credința aceasta că Domnul Iisus Hristos va reveni și El va reveni, cum va reveni, ca un fulger de la răsărit la apus și cum nimeni nu își poate închipui. Desigur, cuvântul ne vorbește în continuare despre multe lucrări care țin de caritate, adică de dragostea față de aproapele, de închinare și, desigur, chiar vorbește despre o nouă întâlnire pe care Domnul Iisus Hristos o avea de data aceasta cu Maria, cu Marta și, desigur, cu Lazar, cel înviat din morți. Și, desigur, Domnul Iisus Hristos apreciază gestul pe care Maria îl face atunci când îl unge cu un de lemn. Este foarte important să înțelegem și trebuie să fim conștienți de faptul ăsta că Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl, este acela care face întotdeauna dreptate aleșilor săi. Și lucrul acesta este foarte bine amintit în acest al cincelea capitol al cărții și Evanghelia după Luca la capitolul 18, primele 8 versete ne spune despre lucrul acesta. Iisus le-a mai spus o pildă ucenicilor ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea drept des la el și îi zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să mă bată la cap. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept și Dumnezeu nu va face el dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei, vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Și ce învățăm noi de aici? Că prin perseverență și răbdare, omul, chiar la un judecător nedrept și arogant, fără respect față de Dumnezeu, este posibil să găsim dreptate. Dar prin această pildă, Domnul Iisus Hristos vrea să spună de fapt că un copil al lui Dumnezeu care perseverează în rugăciune și în cereri înaintea lui Dumnezeu are cu atât mai multă șansă ca Dumnezeu să-i facă dreptate. De ce? Pentru că Dumnezeu este un judecător drept și va face dreptate cu siguranță tuturor copiilor săi. Dar El de multe ori întârzie tocmai datorită bunătății sale
și șanselor care le dă în general oamenilor răi, oamenilor care refuză dreptatea lui Dumnezeu, care refuză să se pocăiască și să fie transformați în duhurile lor și să devină copii ai lui Dumnezeu. Este foarte important să înțelegem lucrul acesta și să învățăm această lecție a perseverenței noastre în rugăciune și, desigur, în dragoste și iubire față de aproapele nostru. Este foarte important să înțelegem că Dumnezeu este nu numai Fiul lui, că Domnul Iisus Hristos este nu numai Fiul lui Dumnezeu și El se prezintă ca fiind și Fiul omului. Și este descris lucrul acesta în Evanghelia după Matei, la capitolul 26, unde Domnul Iisus Hristos este prezentat ca Fiul omului. Și desigur, în acest capitol, Domnul Iisus Hristos îi avertizează din nou pe ucenici că oamenii și mulți sunt cei care se vor depărta de El și vedem aici că Petru, cât credea el că este detașat de Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos îl avertizează și chiar dacă el se credea stăpân pe situație, stăpân pe credința lui, loial și puternic Domnul Iisus Hristos, totuși Domnul Iisus Hristos îi spune că îl va părăsi și nu odată, ci de trei ori în noaptea care va urma. Lucrul acesta, din nefericire, se întâmplă și evenimentele din noaptea care urmează îl arată pe Petru departe de Dumnezeu și într-o situație deosebit de dificilă. Vorbim de faptul că Domnul Iisus Hristos se afla în ceea ce noi numim săptămâna asta mare, cea mai mare săptămână din istoria umanității, în care Domnul Iisus a fost trădat de Iuda, Domnul Iisus Hristos a fost lepădat de către Petru și, desigur, el era conștient de lucrul acesta și conștient de faptul că el, părăsit de toți, la un moment dat, el îl roagă pe Dumnezeu să nu îl părăsească și, desigur, Domnul Iisus Hristos este acela care se roagă în grădina Ghețimanii, se roagă pe cruce și beneficiază în final de ajutorul lui Dumnezeu și poate să suporte și să primească asupra lui pedeapsa aceasta, am putea să spunem, mânia lui Dumnezeu pentru toate păcatele omenirii care au fost puse asupra lui. Și, desigur, cuvântul Domnului ne vorbește despre faptul că oamenii în general și ucenicii Domnului în particular aveau anumite prejudecăți și Domnul Iisus Hristos vorbește despre lucrul acesta. Prejudecățile de multe ori îi fac pe ucenicii lui și ne fac și pe noi vulnerabili. Cuvântul Domnului spune în Evanghelia după Matei, la capitolul 26, cei care au prins pe Iisus și l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și pătrânii, Petru despre care vorbeam că l-a părăsit pe Domnul, scrie că l-a urmat de departe până la curtea marelui preot, apoi a intrat înăuntru și a așezut jos cu aprozii ca să vadă sfârșitul.
trecuse în cealaltă tabără. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l poată omorâ, dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi și au spus, aceasta a zis, acesta, adică Domnul Iisus Hristos a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc chiar și în 3 zile. Marele preot s-a sculat în picioare și i-a zis, nu răspunzi nimic? Îl întreba pe Domnul. Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iisus tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și i-a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului, rețineți, Fiul omului, șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis, ahulit, ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui. Ce credeți? Ei au răspuns, este vinovat, să fie pedepsit cu moartea. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit zicând, Hristoase, poruncește-ne, cine te-a lovit? Hristoase, prorocește-ne, cine te-a lovit? Petru însă stătea afară, în curte. O slujnică a venit la el și i-a zis, și tu erai cu Iisus Galileanu. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis, nu știu ce vrei să zici. Când a ieșit în privor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo, și acesta era cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis, nu cunosc pe omul acesta. Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru, nu mai încape îndoială, că și tu ești unul dintre oamenii aceia, căci și vorba ta te dă de gol. Atunci el a început să se blesteme și să se jure, zicând, nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. A ieșit afară și a plâns cu amar. Desigur, vedeți, este foarte important să înțelegem că dacă ucenicii au stat alături de Domnul Iisus Hristos și au văzut toate minunile pe care El le-a făcut, a ascultat toate învățăturile pe care El le-a dat lor, de data aceasta ei au început să-L părăsească. Și există această întrebare, cum a fost posibil ca Petru, cel mai determinat și cel mai hotărât, cel mai apric dintre ucenici, să se lase de el. Și lucrul acesta este posibil și în viețile oamenilor de multe ori. Dar totuși, Domnul Iisus Hristos este acela care o să vedem că i-a mai dat o șansă lui Petru. Și în fața Sinedriului, acolo unde Domnul Iisus Hristos a fost dus pentru a se găsi un motiv ca să-L poată condamna la moarte, El spune că este cu adevărat Hristosul, trimisul lui Dumnezeu. Și desigur, dacă liderii religioși ai vremurilor au considerat că afirmația Domnului Iisus Hristos în legătură cu faptul că El este Fiul lui Dumnezeu a fost o hulă, noi trebuie să nu ne îndoim niciodată de faptul că Iisus a fost real Fiul lui Dumnezeu și prin condamnarea sa la moarte și prin răstignirea sa, El a luat asupra noastră toate păcatele noastre. Și așa cum am citit, El a fost bătut și batjocorit, iar ucenicii, chiar dacă s-au dezis de Domnul Iisus Hristos într-un fel sau altul, după înviere, ei rămân atașați întru totul de Domnul Iisus Hristos și pleacă să răspândească Evanghelia.
Și lucrul acesta se întâmplă așa cum era prevăzut în Sfintele Scripturi. Și este foarte important să înțelegem că după evenimentul acesta, Domnul Iisus Hristos a fost în final condamnat, pus pe cruce și tocmai ca să se împlinească Scripturile, așa cum găsim scris la Evanghelia după Ioan, capitolul 19, trupul Domnului Iisus Hristos a fost pus între doi tâlhari și chiar și acolo pe cruce Domnul Iisus Hristos a mântuit pe unul dintre ei. Și ceea ce este foarte important, că oamenii s-au grăbit pentru că urma sabatul, ca trupurile rămase pe cruce să nu ajungă peste ele apusul soarelui, oamenii desăvârșesc moartea Domnului Iisus Hristos, am putea să spunem, și ceea ce este foarte important, că ucenicii, femeile vin de fapt să ia trupul Domnului Iisus Hristos și între cei care vin să ia trupul Domnului Iisus Hristos este și Iosif din Arimatea, este și Nicodim, ne aducem aminte de Nicodim, cel care se dusese la Iisus noaptea ca să-L întrebe ce să facă să intre și el în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția Domnului Iisus Hristos. Și trupul lui este îmbălsămat și depus într-un mormânt al unui om bogat. Așa cum, de altfel, toate aceste lucruri erau descrise în Vechiul Testament și ele se împlinesc. Și trebuie să nu uităm că avem această datorie să credem profețiile Vechiului Testament, să le citim și să nu ne îndoim de faptul că ele, așa cum am spus, sunt umbra lucrurilor care aveau să se întâmple. Ceea ce este dreptul extraordinar, că mormântul n-a putut să-L țină pe Domnul Iisus Hristos. Și după ce a trecut ziua sabatului, așa cum scrie în Evanghelia după Marcu la capitolul 16, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua din tâia săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. A intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb și s-au înspăimântat. El le-a zis, nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit, a înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă și spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Cum v-a spus, ele au ieșit din mormânt și au luat-o la fugă pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă și n-au spus nimănui nimic, căci se temeau. Desigur, nu știm exact dacă femeile au ținut minte ce le spusese Iisus că va învia a treia zi, dar lucrul acesta s-a întâmplat. Și este foarte important că femeile au fost primele care au constatat faptul că mormântul era gol și mormântul era deschis tocmai pentru că Domnul Iisus Hristos înviase din morți. Și acest act este anunțat de un înger care a avut această misiune să anunțe învierea Domnului Iisus Hristos. Și vedem că
lucrarea Domnului Iisus Hristos continuă și după înviere și Evanghelia după Ioan, capitolul 20, ne-l prezintă pe Toma, zis geamănul, unul dintre cei 12 ucenici, care nu era cu ucenicii atunci când Domnul Iisus Hristos s-a prezentat la ei după înviere. Și ceilalți ucenici au zis, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pună-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Sigur, am putea să spunem că necredința aceasta lui Toma nu era chiar atât de rea din perspectiva viitorului. Pentru că, în general, oamenii se folosesc de gestul acesta al lui Toma și gestul lui am putea să spunem că închide gura tuturor criticilor, iar afirmația lui finală este ca o scuză. Doamne, Dumnezeul meu, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Domnul Iisus ce face? Nu-l ceartă pe Toma, ci am putea să spunem că îl felicită pentru că a văzut și a crezut, dar în același timp spune că vor fi mulți cei care vor crede și vor fi fericiți fără să vadă. Adică își vor exercita credința. Sigur, este foarte important să înțelegem că Domnul Iisus Hristos este acela care întotdeauna are un plan de restaurare cu toți cei care cred în propovăduirea lui, cred real în planul lui, cred real în cuvintele lui. Este foarte important să înțelegem că Domnul Iisus Hristos este întotdeauna preocupat de lucrarea aceasta de restaurare a oamenilor și a tuturor celor care la un moment dat constată că sunt fără un orizont clar, sunt cu visele spulberate și cuprinși de descurajare. Același lucru s-a întâmplat și cu ucenicii atunci când ei au văzut că Domnul lor și Mântuitorul lor fusese pus pe cruce și omorât. Sigur, dar întreaga lor dezamăgire și toate speranțele lor au reînviat atunci când femeile și îngerul a spus cu glas tare că Hristos a înviat. Este foarte important să înțelegem că Domnul Iisus Hristos este acela care în orice situație ne-am găsit, are soluție pentru problemele noastre și aș vrea să încheiem lecția de astăzi, prezentarea de astăzi, tocmai cu întâlnirea pe care Domnul Iisus Hristos o are cu Petru. Vedeți, după înviere, Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu multă lume.
Evangheliile vorbesc despre cel puțin 500 de oameni care l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos înviat din morți. Se întâlnește și cu Petru. Și ceea ce este impresionant, că lui Petru Domnul Iisus Hristos nu-i reproșează absolut nimic. Și chiar dacă putem vorbi de cea mai neagră zi din viața lui Petru, de falimentul său, Domnul Iisus Hristos îi dă o șansă de reabilitare, de restaurare prin har. Șansa aceasta pe care la un moment dat i-o dă Domnul Iisus Hristos spunându-i: paște turma mea și tu ești o piatră și pe tine voi zidi biserica mea. Este foarte important să înțelegem că și noi avem această obligație să îndemnăm pe oameni să-și restaureze viața pe baza învățăturilor Domnului Iisus Hristos și să stabilească o relație cu Domnul Iisus Hristos, pentru că Petru și toți ceilalți ucenici nu s-au mai îndepărtat de Domnul Iisus Hristos și au rămas la dispoziția Lui, propovăduind și ducând vestea aceasta a Evangheliei până la marginile pământului. Și chiar dacă în sensul acesta pământesc Petru falimentase, Domnul Iisus Hristos, în momentul în care l-a umplut pe el și pe ceilalți ucenici cu Duhul Sfânt și le-a dat o lucrare, ei s-au restabilit și au crescut din punct de vedere spiritual și, desigur, au ajuns să fie la temelia Bisericii Domnului Iisus Hristos. Și noi trebuie să urmăm exemplu. Putem să spunem că și exemplul apostolului Petru este demn de urmat, pentru că așa cum Domnul Iisus Hristos a dat o șansă lui Petru, El dă o șansă fiecăruia care vine și este serios în relația pe care vrea să o stabilească cu Domnul Iisus Hristos. Vă mulțumesc pentru faptul că m-ați ascultat și nu uitați să scanați QR-ul pe care îl aveți în dreapta ecranului pentru a avea în întregime această carte, și Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți că El are soluții pentru toate problemele noastre.